Bă, mi-e frică rău cu sabia în mână. Măcar nu mai ține Eu așa aproape sunt, de de noi. fapt, fratele malefic al prietenului tău. Bă, unde mergem? Păi m-am făcut șofer de autobuz și n-a trebuie să luăm oamenii. What? Ăla-i cumva Sorin 17? Ok. Hai să mergem să luăm primul om din stație. Uite la aici. Dar mi se pare mie sau seamănă cu cineva totuși? Haide să-l luăm. Ce ai, Tony? Ce? De ce ți-e frică? Nu știu ce ți-e frică, Tony. Cine e ăsta? Păi vorbește cu el acolo. Poate cine știe. Poate vă înțelegeți. Seamănă cu tine? Bă, Tony, eu te înțeleg că ți-e frică puțin și o să o oprim și... Na, vorbim cu el să vedem care-i faza. Ia, hai că oprim noi puțin aici. Ok. Vă salut, băieți! Salut, salut! De ce ați oprit? Înainte să vorbim de ce am oprit, de ce semem foarte mult cu Tony Calamaru? Asta nu e important. Vreau să știu de ce ați oprit. Vreau să ajung la destinație. Bă, mă sperii puțin la cum vorbești, pe bune. Deci, vrei să ajungi la destinație, da? Da. Ok, Tony... Nu, Tony știe ceva, urcă mașină. Hai acum, deci nu vrem să-l supărăm pe Tony. Sau... Tony te cheamă? Da, mă cheamă Tony. Ok, Tony, să știi că tu nu mai ești Tony, celălalt Tony e Tony de acum încolo. Așa că urcați în mașină. Haide, urcați, ce faceți? Păi, eu mă urc, dar nu știu ce face prietenul tău. Eu nu mai urc cu străini. Tony, trebuie să urci mașină cu Tony, pentru că n-ai văzut, știu cum vorbești cu noi, așa că urcă mai repede, Tony, și nu-mi fă probleme aici, că nu cred că vrei să păsim ceva. Urcă mai repede mașină. Am eu plecat. Să urci mai repede. Tony, te rog frumos să-l asculti în momentul ăsta și să urci mașină. Am urcat, gata? Bine, hai să mergem atunci. Zic să conduci acolo și amândoi, nu vă uitați la mine, conduceți acolo. Nu aveți treabă cu mine, da? Ok, dar de ce? Ce ai în mână? Sau ce se întâmplă? De ce ți-e frică, Tony? Se întâmplă ceva acolo în spate că nu prea pot să văd. Sper că nu se întâmplă nimic. Nu știu de ce. Are ceva în mână? Ai ceva în mână? Ok, trebuie să văd ce ai în mână. Ai cumva o sabie în mână? Aici, fă și tu stânga. Să fac stânga? Ok, drumul normal e la dreapta, dar... De ce e înfundat aici? Ok, trebuie să ne dăm jos. Am ceva să vă spun. Ai ceva să ne spui? Ok. Bă, mi-e frică rău cu sabia în mână. Măcar nu mai ține eu așa aproape de noi. Eu sunt, de fapt, fratele malefic al prietenului tău. Bă, adevărul e că semănați foarte mult. Adică, ia veniți voi unul lângă altul, că vreau să văd ceva. Da, ok, se vede că sunteți frați. Se vede că sunteți frați. Sunteți identici aproape. Doar culoarea seamănă puțin. Dar se vede că sunteți frați. Ok, și tu de ce ești malefic? Deci nu aveți idee de când vă caut. Pentru cine cauți? Adică... Nu contează. Nu e important. Doar urmați-mă. Tony, eu zic să-l urmăm. Hai să nu riscăm. Bă, Tony, ce facem? Unde ne-ai adus? Unde ne duce? Nu știu să zic, dar uite la acolo. Mamă, vă calată puțin în față. Cumva v-ați oprit? Nu, doar... Na, e puțin cam greu să urcăm pe aici, dar nu ne-am oprit. Am spus să mă urmați acum. Ok, asta vom face, după cum vezi. Tony, ce facem, Tony? Mamă... Voi veți rămâne aici până merg să-mi fac rost de hrană. Ați bă, înțeles? Bă, Tony, nu fă vreo prostie, întoarce-te repede înapoi. Nu, lasă, te rog, el... Nu, el este Tony Calamaru. Probabil că vă cunoașteți dacă sunteți frați, dar știi și tu cum e el, e mai... e mai Tony. Am înțeles. Te rog să nu-i faci rău, că e fratele meu până la urmă. Nu mă da de gol. Ok. Ai spus ceva? Nu, n-am zis nimic, în niciun caz. Ok. Ce s-a părut? Ok, tu unde vrei să pleci? Și stai puțin, ne lași singur aici? Da, și să nu cumva să faceți o prostie, pentru că vă voi găsi. Și când vă voi găsi, vă voi aduce din nou aici. Și o să iasă mult mai urât. Ok, așa vom face, desigur. Nu. E pe bune, așa vom face, să promitem că nu vom face nimic rău. Nu-i așa, Tony? Da, uite, a zis și Tony. Așa sper și eu. Îți promitem că vom sta aici și nu vom pleca.
Văd că pleacă, ceea ce e foarte bine. Tu nu știi ce înseamnă asta, nu? Hai mai sus puțin să nu ne audă, pentru că nu vrem să se întoarcă. Ei, am scăpat, Tony, cum să zici asta? Încă nu am scăpat, se pare că am scăpat. Suntem singuri în vârful unui munte cu fratele Toma Lefi, care vrea să ne omoare sau ceva, nu știu ce vrea să ne facă. Stai, bă, puțin, tu unde pleci așa? Stai că tu te lovești, trebuie să o gândim puțin. Bă, nu pleca chiar așa, așteaptă. Bine, nu știu cât timp avem, că nu știu unde s-a dus exact. Dar, na, știi ceva, de data asta cred că o să-mi iau după tine și o să fugim așa. Tonei, mare grijă să nu te accidentezi. Dar nu în partea aia, bă, sau? Da, în partea asta, ai dreptate. Hai, bă, Toni, bă, deci dacă reușim să scăpăm, dar trebuie cumva să fugim din orașul ăsta, pentru că, na, nu mai am chef să ne mai întâlnim vreodată cu fratele tău malefic. Deci, haide să fugim, repede! Toni, ai grijă, bă, nu te mai lovi atâta, bă, că o să mori, nu știu ce o să se întâmple, dar ai grijă! Au, și eu m-am lovit, nu! Toni, nu, ai grijă! Toni, ai grijă, nu, ai grijă acolo! Așa, mamă, ce ai căzut acolo! Bă, hai că aproape am ajuns în oraș, e bine! Da, bă, mi-e frică să nu vină înapoi fratele tău, Toni. Că tot Toni am înțeles că-l cheamă. Dar dacă vine, nu o să fie prea bine. Bă, Toni, nu mă simt bine deloc. Ce se întâmplă? Bă, cred că am păsit ceva cât timp am coborât muntele ăla. Dar chiar mă simt foarte rău. Deci, cred că trebuie să mergem la spital, Toni. Cred că asta este singura noastră șansă. Hai repede la spital. Nu știu unde e spitalul, dar sper să-l găsim. Toni, ce facem? Deci... nu știu. A, uite spitalul, uite spitalul, uite spitalul. Dar, mamă, nu știu cum o să ne facem bine. Haide, bă, Toni, sper că mai poți să mai mergi până aici la spital. Mamă, cât de rău mă simt. Toni, tu mai poți? Stai? De ce să stau? Ok, păi am ajuns la spital, Toni. Hai să vorbim aici la recepție, poate ne ajută și pe noi cineva. Uite că e cineva aici la recepție, hai să vorbim, Toni. Hai, vino repede. Bună ziua, avem și noi o problemă. Bună ziua. Aveți nevoie de ajutor? Da, am avut o mică peripeție pe un munte și ne-am cam accidentat, dacă se poate. Să ne ajutați? Da, desigur, veniți după mine. Bă, Toni, îți se pare că are vocea extraordinar de ciudată și seamănă puțin cu cineva pe care am mai văzut. Ba da, ok, Toni, vino, Toni. Da, acum venim. Stați mult ce am pe ce prin... Deci ce a spus că aveți mai exact? Toni, vino! Ce avem? Păi na, am fost la o drumeție pe un munte și ne-am accidentat puțin. Înțelegeți? Da, și ce vă doare mai exact ca să știu la ce să mă uit pe aici? Că după cum vedeți am un plin de medicamente. Da, păi nu știu, pe mine m-a durut mâna foarte rău că am căzut acolo când am încercat să cobor muntele. Toni, tu ce probleme ai? Uite, pe Toni îl doare piciorul. Dacă ne puteți ajuta? Deci, simțiți că vă dor mușchii? Da. Atunci stați așa că am eu aici un medicament care... Se întâmplă, Toni. Nu știu. Toni. Surprinzător, a ajutat foarte multă lume. Am înțeles. Ok, dar putem să vorbim puțin? Mi se pare mie sau semănați foarte mult? Mi se pare că v-am mai cunoscut înainte. Nu știu, vi se pare. Cred că mă confundați cu cineva. Ok. Da. Ești ciudat? Hei, cum adică sunt ciudat? Nu știu de ce ești doctor. Toni, poate doar ni se pare nouă. Eu zic să nu fii rău acum cu doctorul, doar pentru că ni se pare nouă ceva. Poate doar ni se pare, da, deci... vă mulțumim pentru medicamente. Toni, putulește-te. Vă mulțumim pentru medicamente. Stați așa. De preferat ar fi să o consumați nu chiar acum, pentru că... de aceea am scos-o, știți? Peste câteva minute, peste 5 minute... Uite aici. Peste câteva minute ar fi ok să consumați medicamente. Ne puteți duce să stăm și noi undeva într-o cameră până ne simțim mai bine, că na, chiar ne simțim foarte rău. Cum să nu? Urmați-mă. Ok, Toni, mi s-a părut doar mie sau... Dar nici nu contează. Ok, haide să mergem acolo în cameră. Uitați, Toni. Veniți cu mine aici, sus,
față și camera dumneavoastră. Ok, mulțumim. Am în sfârșit un pat. Hai bă că mi-e somn. Că tot unii avem aici. Urcă și tu aici. Așa, o secundă. De ce? Voi chiar credeți că puteți scăpa de mine? Bă! Tu ești cumva fratele geamă. Da, tu ești. Nici măcar nu se mai întreb. Tu ești fratele geamă, nu? Nu, frate, nu. Da, normal că eu sunt. Ce? Nu mă vezi? Fugi, Tony, fugi, 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 Tony, fugi! No. Tony, fugi, fugi, fugi repede! Hai aici, uite un elicopter, hai să-l luăm repede! Haideți, șansa noastră să scăpăm, Tony, urcă repede! Urcă foarte repede! Urcă, 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 Tony! Hai, repede! Nu, nu o să rămână așa!